excelent! Bine v-am găsit într-un număr atât de mare la o nouă ediție a Balului Bobocilor al Liceului Teoretic Mihail Cogălnicianu Vaslui. Evenimentul cel mai așteptat, putem spune, de către noi elevi și, de ce nu, și de profesori. În acest an, bobocii ne-au propus un salt în tunelul timpului, oprindu-ne în evul mediu, perioada despre care s-au răspândit de-a lungul vremii numeroase mituri și legende. Nu este simplu să fii femeie nobilă în evul mediu. Privite din prisma puterii masculine, ele nu și-au găsit întotdeauna locul în ceea ce numim istorie oficială. Însă, puternice și elegante, au reușit să-și pună amprenta în această epocă plină de fantastic. Le invităm astfel în scenă pe domnițele noastre, Iordache Delia și Borza Denisa! Bună seara, Leveca! Și Bechea Teodor și Rinder Ștefan. O seară plină de rafinament în care vibrația misterului ne va învălui într-un mod specific epocii medievale. Vom parcurge vizual cărările din jurul castelelor și vom urmări bobocii transpunându-se în pielea personajelor din acele timpuri. Mizăm pe ceea ce au pregătit tinerii liceeni și în final vom încorona câștigătorii cu titlurile de Miss și Mister LMK 2019. Miza este mare, iar câștigul pe măsură. Prin această perioadă preclasică vom face cunoștință cu personaje inedite, scena fiind invadată de prințese și cavaleri, vrăjitoare pictori sau spițeri. Vom simți atmosfera fantastică a perioadei și vom trăi așa cum obișnuiau regele Arthur, marele vrăjitor Merlin sau Ioana Dark. Pentru ca evenimentul să fie complet, nu ne putem lipsi de spiritul critic reprezentat de jurații din această seară, pe care avem onoarea de a vi prezenta. Domnul profesor Ciulei Dragoș, doamna profesoară Tătarul Lola, domnul profesor Fodor Constantin, doamna profesoară Ciupercescu Adriana, doamna profesoară Romașcu Gianina, domnul profesor Stan Robert. Principalele noastre ajutoare au fost sponsorii, fără de care nu se putea realiza un eveniment de o asemenea anvergură. Aceștia ne-au sprijinit atât financiar cât și material. Club Bliss, SC RX Teo SRL, Silver Bond, SC Safir SRL, SC Varcar SA, SC Goscom SA, SC Asitronic SRL, Asociația Tot Timpul Alături de Tine. SC Trust Electro MSRL, Cafeneaua Filis, SC Avalux Star SRL, Miaunel și Miaunica, Triplu Army SRL, Cafeneaua Bonjour, SC Petracar Service, SC Bambus SRL, SC Brisacari SRL Ferești, SC Udi Panif 2001 SRL, CMI Dr. Oatu Gabriela, CMI Dr. Apostol Mihaela, CMI Dr. German Manuela, SC Aurocor SRL. Cabinet Avocat Carmina Păsărică, SC Supernani SRL, Smile FM, Piticot, SC Aurocor, Salon Elena, Salon Belmax, State Elena, Oficovi SRL. Haideți să pătrundem în lumea epocii medievale și în poveștile ei pline de farme. Urmând ca la finalul serii să aflăm cine vor fi norocoși și câștigători ai titlului de Miss și Mister LMK 2019. Să invităm așadar în scenă pe cei 14, ce în această seară ne vor purta cu ei lumea fantasticului din perioada evului mediu. Aplauze pentru boboci!
invităm pe cavalerii noștri să se prezinte într-un mod cât mai onorabil alături de domnițele lor. Invităm în față perechea numărul 1, Constanceanu Ina și Avram Denis. Bună seara, dragi jurați, dragi colegi și invitați! Bine ați venit la mult așteptatul bal! Vă invit cu drag în visul nostru medieval! Bună seara, public numeros! Și în seara asta, foarte bucuros, am venit să dau de veste faptul că noi am pășit în poveste. Evul mediu îndepărtat, în zilele noastre l-am mutat. Comagia am transformat, hocus pocus, sala în palat. Eu, Denis, mă numesc și am venit să vă iumesc, însă cred că este mai potrivit să vă prezint pe această regină alături de care am venit. De v-ați pierdut mințile și nu știți a cui e vina, vă spun eu, dragi spectatori, ea este Ina. Paletul, muzica și literatura sunt elementele ce îi definesc figura. Niciun cuvânt nu-i poate surprinde frumusețea, nici măcar cele alese, de însă și alteța. Vă rog să fiți atenți la ea. Ați face-o voi, regina voastră, peste regatul LMK? E cam de vreme, dragul meu, să ne gândim la finalul perfect. Mai întâi, trebuie să-ți prezint și ție câte un aspect. E o mare onoare să-mi prezint aliatul, regele Denis, care va apăra regatul. În era noastră, cunoscut pentru autoritate. Supușii se închină lui, iar el luptă pentru dreptate. E un foarte bun strateg și e bine pregătit. Cred că am mare noroc că s-a lăsat cucerit. Modestă Ina, tu afirm că ai noroc mereu, dar spuneți voi, când o priviți, norocul nu-i cumva al meu? Cu grație și stil, în pași de dans, așteptăm răspunsul la bătălia plină de suspans. Visul acesta medieval nu-i vis fără de luptă, iar echipa noastră nu va fi bătută. Știm că vă vom schimba părerea de ne priviți cu îndoială. Adevărații miss și mister, fi vom noi în această seară. Într-un final vă spunem cu nerăbdare, echipa 1 va fi câștigătoare! Mulțumim! Continuăm cu perechea numărul 2, Ana Patricia și Ancu Ștefan. Cumva de m-a simțit pătruns de tulburare, de multă vreme sunt măcinat de o întrebare. Cum dintr-o iubire ascunsă, cândva, într-un colț de suflet miniatural, aceasta să se împlinească acum, în ceas de bal, înainte toți mă priveau drept un prinț meschin și crud, până am întâlnit-o pe a mea, Robin Hood. Acum am înțeles că iubirea are unicul dar de a-mi blânzi până și sufletul cel mai avar. Simțeam că în lumea lui, unde mereu doar avutul a contat, Ștefan e de fel un prinț nobil deghizat, mereu de măști fiind înconjurat. Să-l fac al meu și autentic simt că mi-e destinat. Și nu pot să regret cele nenumărate eforturi, atât timp cât ți-am atins ale amorului lăuntice resorturi. În cuvinte, n-aș reuși vreodată a aprecia șansa de a avea alături pe Patricia. De când destilenele-i s-au contopit, îmi simt sufletul mai cald și cugetul mai cinstit. Pe drumuri neștiute m-a căutat mânată de iubire și eu mi-am recunoscut aleasa încă de la prima privire. Cu ochi profunzi și zâmbetul timid inspiră mult prin aerul său candid. Trupul fragil și părul curgând în bucle dese, ea poartă amprenta veritabilelor prințese. Găsind alături de tine refugiu într-o dragoste fără de măsură, șarmant, purtând mereu expresia unui băiat carismatic, Ștefan reprezintă prototipul cavalerului simpatic. M-am luptat și l-am căutat îndelung ce-i drept, dar ce n-aș da să por la braț un prinț nobil și deștept, închinându-mi mult râvnitul inel, rămâne de acum partenerul meu fidel. Dacă și în seara aceasta farmecul și-l menține, titlurile de învingători echipa 2 le deține. Draga mea,
publicul deja ne aparține. LMK, în seara asta vom fi la înălțime. Vom ridica în picioare întreaga sală și vă spunem bine ați venit în perioada medievală. Mergem mai departe, perechea numărul 3, Iordăchită Rebecca și Smântână Denis. Prințesă cu mărgele de topaz, noi doi avem idei care concurg, căci am plecat din satul natal, departe de tatăl, ce nu ne vrea nici cum. Victore, tu ai culori și lacrimi, dar știi măcar lui cum să-i spun, că ne iubim, că vreau să fug. Nu pot, chiar nu am cum. Voi picta pe zidul casei mele, dar cu lumina din privirea ta. Zidul se va transforma în stele, râzând tu printre ele vei sărbători. Ce-mi spui? E mult prea mult, tu, draga mea. Însă tatăl tău curând va vedea că în creația mea e chiar viața ta. Nu mai pot aștepta și bine că am plecat. Aici e șansa mea să fiu într-un final, poate, regina ta. La bal! E chiar momentul potrivit să facem din al nostru vis o realitate de nedescris. Ia-mă de mână și vei vedea cum visul nostru va pune corana pe capul tău imediat. Tu, Denis, urmește-ți spun că nu am mai văzut așa băiat profund care să uite de tot și pentru mine să dea în foc. Draga mea, Rebecca, îți spun și le-o spun și lor. De aș picta un alt portret, aș folosi în a mea pictură pasiunea de poet, ca să pictez a sa făptură. Picta voi galaxii întregi și cerul inundat în stele, pe care îi voi iubi în veci, în ochii dragi, scumpe mele. Dragul meu, astăzi cânt pentru tine. Secretul succesului l-am furat de la zei. Hai să bem elixirul astei zile senine, să-i plămădim dragostei noastre temei. Elixir ce ne va ține pe podium în această seară minunată. Cu tine, regină lângă mine, muza mea cu coroană de piatră prețioasă. Doar un lucru am să-ți spun, nu mi-amintesc de ce plângeai. Eu mă culcasem lângă glasul tău și te visam la bar. Așa că drag public, ascultați a noastră poveste de dragoste, ruptă dintr-un vis, sau poate dintr-o carte, și ne veți urmări cu regina și regele balului vom fi! Mulțumim, perechi numărul 3! Numărul 4, Toma Delia și Secan Rareș. Rareș, în această seară, glorios vei defila la braț cu domnișoară. La braț cu prințesa mea, Delia. Câți cavaleri te vor, visând măcar un gest de atenție asupra lor. Și tu îi privești distant sau cu îngăduință, că dintre toți alegi doar unul cu făgăduință. Grațioasă și atentă, calmă și perseverentă, acceptă orice provocare ca o adevărată luptătoare. Privirea ei blândă și chipul luminos mi-aduc mereu aminte cât sunt de norocos. Atunci când îmi zâmbește sau de mă privește ea, mă simt ca într-un joc de șah, nebun după regina mea. O vorbă spune, ochii căprui fură inima oricui. Și ca să știți, e adevărat, chiar așa s-a întâmplat. Inima tu mi-ai furat, Rareș, ce mi-a cumpăiat. Nătăfleț, cu părul creț, amuzant, dar și isteț. Cu ochi strălucitor și curajos, un cavaler brav, ușor meticulos. Cu privirea încrezătoare și tactici de nedescris, împreună pot spune că suntem de neînvins. Așa că, dragul meu, să le dovedim publicului drag și stimaților jurați că împreună reușim locul întâi să îl primim. Draga mea domnișoară, ordinul tău mi-e lege și laurii victoriei astă seară-i vom culege. În această seară mare, echipa 4 câștigătoare! Mulțumim, perechii numărul 4! Cu ce ne impresionează perechea numărul 5, Vieru, Ioana și Grecu Șerban? Draga mea, oricât aș privi în jurul meu de lung, mă convin că aici cu tine e locul unde mereu am vrut să ajung. Bună seara tuturor! El este Șerban, cavalerul meu curtenitor. Și este Ioana,
domnița mea dulce. Cu zâmbetul ei cald, treptat, ea te seduce. Autentică, de o frumusețe ideală, e netrecută în întreaga epocă medievală. Știu că în seara asta ți-am promis victoria, însă doar împreună aici putem rescrie istoria. Singură și lipsită de speranță, căutam ceva care să-mi redea o nouă viață. Și totul capătă un nou contur în a meu han, când cavalerul meu își începe primele acorduri de pian. Dar tu nu te lăsai prinsă de șoapta mea blândă, de privirea mea aprinsă. Știam din totdeauna când vei fi aleasă, dar tu te-ai spus tăcută și sfioasă. Consider acea pornire drept un ușor capriciu de iubire. Eram o simplă slujitoare, oare poți să înțeleg cum lumea mi-a dus la picioare? Ai creat în jurul meu un izvor de armonie, încă de la cele din tăi note, din a ta sinfonie. Draga mea, să știi că în această seară dansul nostru va fi desăvârșit. Însă oricum, tu ai fost singurul meu trofeu rând. De timpul am sfidat și am ajuns aici câștigătoare la bani, echipa 5! Mulțumim pe ranking numărul 5! Cumva e visul unei nopți de toamnă, să e tot vrajata care ne îndeamnă. Am spus că inima mea de-a ta-i legată, că împreună s-au pornit să bată. Și cu tine, talismanul meu a devenit portal, spre LMK, spre cel mai ales bal. Dragi colegi, mă prezint în fața tuturor, cu a mea mistuitoare poveste de amor. M-am luptat până și cu cel mai de temut dușman, ca să-mi păstrez locul în inima Ștefaniei Turcan. Lumea întreagă am răscolit-o, într-o pădure, rătăcind ca mine, am găsit-o. Întors înfrânt din luptă, mă simt de plin de chin, îmi întoarce chipul dulce și mie în orice suspin. Cu ochii ei verzi ce luceau din neagră-i pelerină, era de atunci vrăjitoarea mea divină. Deși soarta ne-a unit întâmplător, Ștefan rămâne unicul meu salvator. Un drum de flăcări în față era întins, însă pentru el doar focul inimii era aprins. Mi-a arătat cât e de perseverent, al meu cavaler confident, iar în privirea sa plajină e doar bunătate ceea ce o animă. Când toți pe rug mă voiau moartă, el a alungat mulțimea toată, luându-mă sub aripa sa caldă. Vremea rugii noastre s-a sfârșit, în seara asta lupta-i câștigată, negreșit. Oricum, eu îți închin iubirea întreagă, așa vă știi toți câte mești de drag. Și că suntem uniți prin legământ, că în suflete trăiește același gând. Tu, mister, și eu, miss, drumul spre victorie e redeschis. Mulțumim pe rechea numărul 6! Ultimii, dar nu cei din urmă, invităm în față pe rechea numărul 7, formată din Chirilă Sofia și Chiper Teodor. Bună seara, colegi dragi, prieteni, frați apropiați! Bună seara, public drag, cadre didactice și jurați! Eu sunt Teodor și lângă Sofia, partenera mea, în această seară vă voi purta în timpuri străvechi, de mult uitate, în evul mediu, ce clipe minunate! Haideți deci astăzi, în povestea noastră, povestea unui sfițer îndrăgostit de o florăreasă. S-a întâmplat ca într-o zi ploioasă să calce pragul farmaciei mele această copilă grațioasă. Știa că în piața vindecării pe mine mă găsește cel mai priceput spițer ce orice bolnav tămăduiește. Renumele lui m-a făcut să devin curioasă. Are el oare un leac pentru o inimă arsă? Atunci am observat cum tandru mă privea. Simțeam cum iubirea în suflet îmi creștea. De iubire e o boală, fim tu remediul mult răvnit. Eu îți voi fi alinare, de sufletul ție rănit. În schimb, nu-și cer decât o floare, căci lumea mea are nevoie de o pată de culoare. De tu mă iubești, o să te ajut în toate. Din trandafiri și nuferi vom ridica palate. Cum să-i reziști când e atât de frumoasă? Vă va uimi când veți vedea cât de ambițioasă. Perseverentă, neîncetat am muncit pentru un vis. Să fie Miss Boboc, căci așa i-a fost scris. Cum o spune și numele, inteligența sa e sclipitoare, dar să știți că și inima este la fel de mare.
artistă din fire, preface din câteva flori buchete minunate, îmbinând culori. Puternică și sigură pe sine, Sofia va uimi orice mulțime. Teodor, nici tu nu ești mai prejos. Mă emoționez când îmi vorbești așa frumos. Cum științele merg mână în mână, tu nu ești doar spițer. Știu că și matematica te atrage de fel. În această seară, de mână cu mine, va fi câștigător. Asta o știu prea bine. Onest și muncitor, mi-a spus că nu a fost bine și m-a făcut mereu să vreau mai multe de la mine. La sfârșit aș vrea să vă întreb, cum ar fi viața oare dacă, bolnav fiind, n-ai avea un spițer să te ajute când te doare? Dar ce-ar fi viața fără flori când ele dau culoare? De buchetiera nu ar fi, flori n-ar mai fi sub soare. Trecutul e trecut, privind spre viitor. Lângă scumpa mea Sofia, mă simt învingător. În prezent, la bal, în astă seară, vă mulțumim din suflet că ați umplut această sală. Să nu vă mai reținem, probabil sunteți curioși să descoperiți cine vor fi bobocii victorioși. Mulțumim, perechii numărul 7. Iar noi putem beneficia de ea oricând, oriunde. Vom primi o doză chiar acum, prin Denisa Cobzaru, câștigătoarea locului întâi la Constelația Necunoscută și dornică să transmită emoții puternice prin cântec de la 13 ani. Să-i urăm succes!
Practică dans sportiv de performanță. Sofia Pandelea și Sebastian Trufa, cu dăluire și talent, au reușit în scurt timp să ajungă campion și vicecampion național la secțiunea Latino. Cei doi în fața noastră. Amândoi au experiență în arta dansului, aflându-se mereu în topurile concursurilor. Îi invităm în scenă pe Alicia Postolache și Șordan Cospin pentru a ne prezenta momentul lor plin de energie și emoție. Să le urăm succes!
Hang ice when you put for dread. Then I need love when you put for this day. Oh, it's a creepy tonight.
că eu la ură contura. Te măzi al orice de grave sură contura. Colorabil în o primă cură contura. De nou e bară sub cultură contura. Thank you.
Câștigătoarea numeroase trofee naționale și internaționale, cum ar fi Sea Starlet în Georgia, Flor de Liriac în Bacău, sau November Music Fest desfășurat în Ploiești, Alessia Bălăuță va interpreta vocal piesa Love on the Brain. Stai urat succes! Surprinde cu piesa, așa zis, Soul Touching, Put Your Head on My Shoulder. Să-i urăm succes! Put your head on my shoulder.
Ce le îmbogățesc cultura și imaginația. Aceștia au descoperit istoria nu doar ca materie de școală, ci și făcând parte din viața lor de zi cu zi. Pentru această probă le invităm în scenă pe colegele noastre, Păsărică Cosmina și Stanciuc Laura. Bobocii vor extrage un bilețel care va desemna numărul întrebării. Noi vom citi întrebarea pentru dumneavoastră, după care bobocii vor avea 10 secunde la dispoziție pentru a răspunde. Întrebarea numărul 12. Întrebarea numărul 12 este: cheia Europei Centrale în timpul lui Iancu era considerat orașul A. Buda, B. Viena, C. Belgrad. Răspunsul corect este C. Belgrad. Răspuns corect! Întrebarea numărul 4. Întrebarea este: bătăliile de la Cresi, 1346, și Poitiers, 1356, sunt câștigate de... Variantele sunt A. Armata engleză, B. Armata burgundă, C. Armata franceză. Armata engleză. O să repeți, rog? Armata franceză. Răspuns corect! Mulțumim, colectiv numărul 1!
Întrebarea numărul 18 este: Casa de Lancaster și Casa de York aveau ca strămoși comun pe... Variantele de răspuns: A. Eduard I, B. Eduard al II-lea, C. Eduard al III-lea. Răspuns corect, C. Eduard al III-lea. Răspuns corect! Întrebarea numărul 11. Întrebarea este: în anul 1443, Iancu organizează campania cea lungă împotriva. Variantele sunt A. turcilor, B. tătarilor, C. polonezilor. Poți să repeți întrebarea? În anul 1443, Iancu organizează campania cea lungă împotriva. A. turcilor, B. tătarilor, C. polonezilor. Răspunsul corect este împotriva turcilor. Răspuns corect! Mulțumim, Perechi, numărul 2! Invităm în scenă Perechea numărul 3! Întrebarea numărul 15 este: primul tratat de alianță anti-otomană din istoria sud-estului Europei s-a semnat la A. Brașov, B. Târgoviște, C. Nicopole. Răspunsul corect este A. Brașov. Răspuns corect! Întrebarea numărul 7. Întrebarea numărul 7 este: în 1459, Ștefan încheie cu regele polonez Casimir al IV-lea și variantele de răspuns sunt A. tratatul de la Iași, B. tratatul de la Overkelăuț și C. tratatul de la Baia. Răspunsul corect este tratatul de la Overkelăuț. Răspuns corect! Mulțumim, Perechi, numărul 3! Invităm în scenă Perechea numărul 4. Întrebarea cu numărul 6. Întrebarea numărul 6 este: războiul celor două roze s-a desfășurat între casele de... Variantele de răspuns sunt A. Valois și Bourbon, B. York și Plantagenet, C. York și Lancaster. Răspunsul corect este C. Răspuns corect! Întrebarea numărul 19. Întrebarea este: Musa și Mustafa, pretendenți la tronul Imperiului Otoman, au fost sprijiniți de... Variantele sunt A. Vlad Țepeș, B. Iancu de Hunedoara, C. Mircea cel Bătrân. Răspunsul corect este Vlad Țepeș. Răspuns greșit. Mulțumim, Perechi numărul 4. Întrebarea numărul 20 este: în anul 1418, Mircea moare și este înmormântat la mănăstirea. A. Cozia, B. Tismana, C. Vodița. Răspunsul corect este A. Mănăstirea Cozia. Răspuns corect! Întrebarea numărul 13. Întrebarea este: cheia Europei Centrale în timpul lui Iancu era considerat orașul. Variantele de răspuns: A. Buda, B. Viena, C. Belgrad. Răspunsul corect este C. Belgrad. Răspuns corect! Mulțumim, Perechi numărul 5! Invităm în scenă Perechea numărul 6. Întrebarea numărul 14 este:
Mircea cel bătrân îl învinge la rovine pe... Variantele de răspuns sunt: A. Mehmed al doilea, B. Bayezid I, C. Soliman. Răspunsul corect este A. Mehmed al doilea. Răspuns greșit, B. Bayezid I. Întrebarea numărul 10. Întrebarea este: Vlad Țepeș se afla înmormântat la... Variantele sunt A. Putna, B. Cozia, C. Snagov. Răspunsul corect este varianta C. Mănăstirea Snagov. Răspuns corect! Mulțumim, perechei numărul 6. Invităm în scenă perechea numărul 7. Întrebarea numărul 9. Întrebarea numărul 9 este: între 1462-1476, Vlad Țepeș este întemnițat din ordinul lui A. Matei Corvin, B. Mehmed al doilea, C. Radu cel Frumos. A. Matei Corvin. Răspuns corect! Întrebarea numărul 22. Întrebarea este: ultima mare victorie a lui Ștefan a fost la A. Cădlăbuga, B. Scheia, C. Codrii Cosminului. Codrii Cosminului, C. Răspuns corect! Mulțumim, perechii numărul 7! Le mulțumim colegilor noastre pentru ajutorul acordat și le rugăm să se retragă în culise. De cele mai multe ori cheia. Aceeași lecție ne va fi predată în această seară de vocea minunei Teodora Turbatu. O voce nouă pe scena vasluiană, ea ne va bine dispune în această seară cu câteva piese vesele din dragul nostru folk românesc, printre care Let Me Down Slowly și Mâinile Sus. Să-i urăm succes! Bună seara, LMK! Show me if you wanna go then I'll be so lonely. If you're leaving, baby, let me down slowly. Let me down, down, let me down, down, let me down, let me down, down, let me down, down, let me down. If you wanna go then I'll be so lonely. If you're leaving, baby, let me down slowly. Thank you.
slowly. A little sympathy, I hope you can show me. If you wanna go, then I'll be so lonely. If you're leaving, baby, let me down slowly. Let me down, down, let me down, down. Let me down, let me down, down. Let me down, down, let me down. If you wanna go, then I'll be so lonely. If you're leaving, baby, let me down slowly. What's next? Și acum o piesă să-mi învețe din puțin, că a fost cam tristă asta. Care domină seara talentelor. Un alt exemplu fiind Mariana Stoica. Pasionată de muzică încă de la o vârstă fragedă, Mariana a mișcat multe suflete de-a lungul timpului prin timbrul său cald și energic. În seara asta ne promite un moment dominat de emoții și suspans, în acord cu atmosfera generală, în interpretarea piesei Tones and I. See you every time. And on my eyes.
respirație, în pași de dans, forme teatrale și pe acorduri alese, Boboci vor acapara scena într-un mod cât mai original. Aceștia și-au ales ceea ce îi reprezintă pentru a impresiona atât publicul cât și juriul. Sperăm, așadar, că momentele lor vor transmite emoția și talentul prin proba la alegere. A defini Evul Mediu drept epoca inventatoare a dragostei pare, la prima vedere, un nonsens. Însă, în această seară, bobocii de la echipa 1 vor demonstra prin ținute elegante, dans și personalitate, faptul că iubirea străbate timpul și spațiul. Inspirați de tema balului, Ina și Denis se vor întoarce în timp, pe ritm de menuet, aducând în scenă o poveste plină de emoție și de suspans. Ei vor să recompună povestea clasică Romeo și Julieta, conferindu-i un alt final. Cu grație se vor duela rivalii pentru iubirea protagonistei, iar rezultatul luptei îl vom savura împreună. Rolurile acestei povești fiind jucate de Larisa, Denisa, Adriana, Alexia, Dudău, Giulia, Melissa, Alexia, Onose, Daria, Dima, Teodor, Stroie, Andrei, Cristi, Robert, Denis, Popa, Rareș, Loredana și Bogdan. Vă invităm așadar într-o călătorie fascinantă să explorăm istoria unor gesturi și sentimente. Colajul acestei probe a fost realizat de către Smile FM. Să încurajăm bobocii cu un rând de aplauze! Spotlights, all the stars we steal from the night sky and help me.
De iubire ce ne trimite cu gândul la dragostea unor vremuri de mult apuse. Bobocii își vor transpune sentimentele prin poezia tăcută a dansului, a privirii și a zâmbetului, ritmul fiind bătaia inimii încercate de multe trăiri. În următoarele 7 minute, un vis creat din strădania și adorație va acapăra scena unde bobocii, alături de ajutoarele lor, vor demonstra că dragostea adevărată încă nu a murit. Persoanele ce vor contribui la acest basp sunt Cosmina, Anelis, Măriuca, Alexandru, Ștefan, Călin, Sofia, Viviana, Emilia, Sevi, Vasi, Sergiu, Antonio, Albert, Amalia, Sebastian, Răzvan, Pavel și Albert. Mult succes! Someday, when I'm awfully low, when the world is cold, I will feel a glow just tonight.
Pe numărul 3 vor sparge bariera imposibilului consumării iubirilor printr-o revoltă a celor doi prin muzică și dans, purtându-vă cu ei în călătoria spre origini, spre tradiție, spre lumea lor în care să iubești este greu și să fii iubit este imposibil. Totodată vă propunem 7 minute de poveste unde 20 de oameni au conturat în jurul a doi românași un ideal al lor, un ideal va arăta că oamenii sunt încă frumoși. Cele 20 de ajutoare sunt Denisa, Mariana, Nicol, Radu, Albert, Vlad, Ștefan, Rareș, Sepi, Seba, Amalia, Arlet, Emilia, Gabriela, Amalia, Viviana, Pia, Toni, Edu, Alexandra. Să le urăm succes! Oh, no.
Frumusețea se află în interiorul fiecărei persoane și că nu ar trebui să ne temem de a fi noi înșine, oricât de diferiți și unii suntem. Urmând ca mai apoi să vă capteze atenția alături de unul dintre organizatorii acesteia, dansând de gas la ori. Secan Rareș, bobocul echipei, nu se va lăsa mai prejos și va ridica ștacheta la un alt nivel, încercând să păstreze o aură de mister și să vă fure câte un zâmbet de aici colo, dar să vă arate și cum fuga după sponsorizări le-a dat mari bătăi de cap organizatorilor echipei numărul 4. Alături de aceștia, persoanele care v-au ajutat la acest moment sunt Nicu, Alexandra, Andreea, Laura, Flavia, Daria, Elena, Denisa. Ne dorim mult succes!
O scurtă, dar profundă poveste de iubire, impregnată cu tragism, ajuns la intensitate maximă și plină de bine selecționatele momente artistice. Se vor distinge ușor pasiunea dragostei arzânde, culmile emoțiilor adolescentine, închipuirile înflăcărate ale tinereții, ba chiar și contrastante lupte sufletești. În acest război dezlănțuit, în care dorul va învinge orgolul, doar limbajul notelor de pian, doar șoaptele fierbințe ale muzicii vor menține la înălțime chemările iubirii și o vor trezi la viață pe Ioana. Alături de ea și Șerpane își poate revizi zâmbetul sincer, iar împreună cei doi îndrăgostiți restabilesc armonia desăvârșită a unui final fericit. Aceștia vor fi ajutați de Miruna, Mălina, Rareș, Tudor, Daria, Tibi, Roberto, Teodorara, Luca, Laura, Iulia, Cosmin, Andra și Ana. Multă baftă, băboților!
man, as I do so well. Wasn't nothing like that. It's motherfucking game time. First things first, I'ma say all the words inside my head. I'm tired of you, tired of the way that things have been. Into the masses, writing my poems for the few that look at me, took at me, shook at me, feeling me, singing from heartache, from the pain, taking my message from the veins, speaking my lesson from the brain, seeing the beauty through the.
take the kids to school, wave them goodbye. I'll thank my lucky stars for that night. When you looked over your shoulder, for a minute I forget that I'm older. I wanna dance with you right now. Oh, and you look as beautiful as ever, and I swear that every day you'll get better. Mediu nu a oferit femeii de rând o oarecare poziție socială, boboaca echipei numărul 6 va destabiliza această afirmație ce a circulat de-a lungul istoriei prin personajul pe care și l-a însușit. Cetatea celor doi va fi zdruncinată de ceea ce Ștefania îi va săfi cavalerului său. Oare va ceda Ștefan primului impuls sau își va continua lupta ce își are rădăcinile chiar aici, pe scena Batului Bobocilor LMK? Această confruntare dintre dorință și destin va fi susținută de Diana, Ștefania Chiriac, Ștefania Vieriu, Mădălina, Răzvan, Vlad Măgureanu, Andrei, Roman, Toni, Denis Popa, Sebi, Denis Ivan, Seba, Viviana, Denisa Miruna, Iarina, Cosmina, Bianca, Vlad Udău, Vlad Viziteu, Alexandru, Andrei Juverdeanu și Ilinca. Te urăm mult succes!
the All-American Jeffrey Corbett Williams. Rațiunea nu le poate tălmăci, prin ceea ce în vremurile medievale erau văzute drept ritualuri sacre, bobocii echipei 7 vor îmbrăca diverse înfățișări cu sprijinul dansului. Este prețuit în multiple situații, ritmul universului însemnând dans pe de o parte și un poem tăcut pe de altă parte. Teodor prezintă, într-o poveste plină de realism, faptul că are nevoie de iubire necondiționată, în cantități uneori prea mari, în timp ce Sofia, reprezentând stereotipul fetei puternice, își înfățișează latura plină de energie și dinamitate. Ei vor primi ajutor în punerea în scenă acestor emoții din partea următorilor: Beatrice, Iasmina, Maria, Roberto, Larisa, Viviana, Teodora, Erica, Denisa, Alexia, Alexandru, Ștefan, Cosmina, Adelina, Andrada Negru, Andrada Furcoi, Sofia, Alexandru, Iulia Popov, Iulia Chiriac, Mirabela, Călin, Stoiescu, Ștefan. Să le urăm succes! Yeah.
Când eram copil, departe de mângâierea și de binecuvântarea celor apropiați, am înțeles că a fi fericit înseamnă să privesc în jos. Dacă m-aș fi uitat în sus, aș fi văzut oameni mai fericiți ca mine. Aș fi devenit invidios. M-ar fi durut, pentru că omul este egoist. Am acceptat că trebuie să fiu puternic, să fiu realist, să știu că în viață e nevoie de compromisuri. Vreau să cânt, să visez și să râd, să nu uit să mă joc câteodată. Și atunci când în lume voi pleca, să nu uit să mă întorc acasă. Am învățat că uneori, pentru a simți că trăiesc și iubesc cu adevărat, e nevoie să sufăr, să simt durerea, teama sau neîncrederea. I want my kisses back from you. I'm taking all my kisses back from you. And every breath you held on to, I'm taking all my kisses back from you. Îmi place că știu să râd, că pot fi vesel, plin de viață, că mă pot distra, că pot dansa așa cum vreau eu. Bring that ass back like a boom 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 boom. Sunt om și nimic din ceea ce este omenesc nu mi este străin. Eu sunt Teodor. Ca să mă cunoști mai bine, trebuie să mă privești, să mă asculți, să mă iei în brațe, să mă iubești așa cum sunt. Sunt recunoștință, iubire și viață. Fast, 400 on the dash, 55 bills, but 50 for the taste on the bag. Stars in the ceiling, red, black, I'm a villain. Brief, fuck it, stack the money, I rap as a million. Fuck it, my fuck is sick, I need some honey. Shawty tryna fuck me for these raps. Cat, slide on these niggas, they get wet. Better get your bitchy on the ground, tryna die. And me, hold on, run the lost about. Et quand on reviendra, je reviendrai pas. Je reviendrai. Je suis.
Monica a descoperit muzica de la vârsta de 5 ani și de atunci a devenit modul ei de exprimare în fața publicului. În această seară va interpreta piesele I Love You și What's Up, acompaniată la chitară de humoranul Justin. Să le urăm succes! But I love you.
De-a lungul timpului, prezența constantă a Tadianei Ilimia la o gamă largă de concursuri și festivaluri. Deși nu e familiar timbrul său sensibil, în seara aceasta a pregătit un moment emoționat și profund prin interpretarea piesei Tu, The Modans, fiind acompaniată de Călin Oreanu. Să o întâmpinăm cu aplauze! Thank you.
oricine vor surprinde prin eleganță și atitudine, reușind să scoată la iveală ce au ei mai frumos de arătat. Așadar, tinerii cavaleri la braț cu gingașele lor domnițe ne vor purta cu ei în jurul unei perioade spectaculoase, pline de fantastic, etalând costume reprezentative, dar care însă nu pot egala atitudinele care dau dovadă. Acest moment are scopul de a ajuta juriul în ceea ce privește acordarea titlurilor de Miss și Mister Eleganță. Să invităm bobocii în scenă! Thank you.
și rugăm să se retragă în culise. Ce se lasă condusă de operele lui Beethoven, Bach sau Wagner pe un drum al vieții vechi, din timpul celui de-al doilea război mondial spre viitorul care, pentru ea, se împletește minunat cu trecutul. Cântă din inimă, cu iubire, pentru oameni, cântând, parcurge întreaga istorie, de aceea pasiunile ei vor rămâne nemuritoare. În seara aceasta, Daria Crețu ne va duce și pe noi în perioada în care regele muzicii pop a încântat o lume întreagă cu muzica lui care a rămas vie și în prezent. Să o întâmplăm cu aplauze! Again, what about killing fear?
darguri îndepărtate, pe câmpiile de altă dată, pline de joc și voie bună. Astăzi, 8 fete îmbrăcate în frumosul nostru strai popular și formând grupul vocal folcloric Floarea Dorului de la Palatul Copiilor Vascui, ne vor încânta sufletele cu un scurt program folcloric. Să le întâmpinăm cu aplauze! Thank you.
multă energie ca acum. Mult mai mult, da? Un pic de gălăgiile, Meca!
spectacol de mare amploare stau la bază zeci de ore de muncă, timp și răbdare. Pentru ca acest eveniment să fie o reușită, trebuie să fie organizat cu multă seriozitate și dorim așadar să le mulțumim prin această cale domnilor profesori care ne-au sprijinit pe tot parcursul acestui bal și care au făcut tot posibilul ca acest eveniment să decurgă într-un mod deosebit. Mulțumim așadar domnului director adjunct Aprodu Narcis și domnului profesor Racoviță Florin, consilier educativ. Aplauze pentru aceștia! În momentele ce urmează, juriul se va retrage pentru a calcula punctajele individuale finale în vederea stabilirii câștigătorilor balului Bobocilor LMK 2019. În continuare, dorim să mulțumim tuturor organizatorilor pe care invităm în scenă. Clasa 11A, Pălăuța Albert, Dascălu Rareș, Cordilă Radu, Iftichi Călin și Montanu Denisa. Clasa 11B, Chiriac Ștefania, Dragu Ilinca, Iordăchiță Rareș, Onuț Andrei, Țibireac Miruna și Ursu Denisa. Clasa 11C, Harnagia Mădălina, Maftei Nicolai, Onofrei Flavia, Stroiescu Ștefan, Tunaru Adriana. Clasa 11D, Atofane Elena, Bole Alexandru, Ciuca Andreea, Dumitru Măriuca, Mihăluș Anelis, Păsărică Cosmina, Stanciuc Laura și Turcu Nicol. Clasa 11E, Bechea Teodor, Forza Denisa, Bugeac Răzvan, Ișanu Ștefan, Gului Mădălina, Iordache Delia, Irimia Diana, Măgureanu Vlad, Mulățin Larisa, Rinder Ștefan, Roman Andrei, Safir Izabela, Stoica Mariana și Vieriu Ștefania. Clasa 11F, a Elenei Mălina, Anton, Roberto, Ciurescu, Andrei, Dima, Denis, Leonte, Asmina și Oneschivici, Beatriz. Vă mulțumim, dragi organizatori și colegi, pentru toată munca depusă spre realizarea acestui bal. Aplauze pentru ei! Rugăm organizatorii să se retragă în culise. Bliss, SECE RX TO SRL, Silver Mall, SECE Safir SRL, SECE Vascar SA, SECE Goscom SA, SECE Asitronic SRL, Asociația Tot Timpul Alături de Tine. SECE Trust Electroem SRL, Cafeneaua Filis, SECE Avalux Star SRL, Miaunel și Miaunica, Triplu Army SRL, Cafeneaua Bonjour, SECE Petracar Service, SECE Bambus SRL. SECE Brisacari SRL Ferești, SECE UTI PANIF 2001 SRL, CMI Dr. Oatu Gabriela, CMI Dr. Apostol Mihaela, CMI Dr. German Manuela, SECE Aurocor SRL. Cabinet Avocat Carmina Păsărică, SECE Supernani SRL, Smile FM, Piticot, SECE Aurocor, Salon Elena, Salon Belmax, State Elena, Oficofi SRL. Rugăm bobocii să ni se alăture pe scenă pentru a desemna premianții acestei seri.
În sfârșit a venit momentul mult așteptat. Vă vom face cunoscută decizia juriului. Dar înainte de asta, dorim să mulțumim celor 14 care astăzi ne-au arătat că toată munca din spatele acestor momente minunate nu a fost în zadar. Le mulțumim deci când ai premiat pe fiecare în parte pentru tot efortul depus, pentru toată pasiunea cu care au gândit momentele de pe scenă și nu în ultimul rând pentru curajul de a se afișa în cel mai bun mod posibil în fața dumneavoastră. Premiem așadar niște oameni minunați, copii ambițioși, ce ne arată că nu este ușor să ieși din zona de confort, însă că rezultatele îți împacă sufletul garantat. Invităm organizatorii perechii numărul 1, Ursul Denisa și Ionuț Andrei, pentru a le înmâna premiile bobocilor acestei perechi, Costucianu Ina și Avram Denis. Mulțumim perechii numărul 1 și organizatorilor ei. Invităm organizatorii perechii numărul 2, Păsărica Cosmina și Iftichi Călin, pentru a le înmâna premiile bobocilor acestei perechi, Anea Patricia și Ancu Ștefan. Mulțumim perechii numărul 2 și organizatorilor ei. Invităm organizatorii perechii numărul 3, Stoica Mariana și Bălăuță Albert, pentru a le mâna premiile băboților acestei perechi. Iordăchită Rebecca și Smântâna Denis! Mulțumim perechii numărul 3 și organizatorilor ei. Invităm organizatorii perechii numărul 4, Ciuca Andreea și Maftei Nicu, pentru a le înmâna premiile bobocilor acestei perechi, Toma Delia și Secan Rareș. Mulțumim perechii numărul 4 și organizatorilor ei. Invităm organizatorii perechii numărul 5, Țibireac Miruna și Dascălu Rareș, pentru a le înmâna premiile bobocilor acestei perechi, Vieru Ioana și Grecu Șerban. Mulțumim perechii numărul 5 și organizatorilor ei. Invităm organizatorii perechii numărul 6, Iremia Deana și Măgureanu Vlad, pentru a le înmâna premiile bobocilor acestei perechi, Durcan Ștefania și Bejan Ștefan. Mulțumim perechii numărul 6 și organizatorilor ei. Invităm organizatorii perechii numărul 7, Leonte Iasmina și Anton Roberto, pentru a le mâna premiile bobocilor acestei perechi, Chirila Sofia și Chiper Teodor. Jurul a stabilit câștigătorii titlurilor de Miss și Mister Popularitate 2019, conform aplauzilor dumneavoastră. Invităm în scenă pe deținătorii acestor titluri din anul 2017, Munteanu Matei și Chiriac Ștefania. Mister Popularitate, LMK 2019 este... Teodor Chiper! Este Chirila Sofia! Iar acum, pentru a continua pe linia elegantă a balului nostru, vom premia Miss și Mister Eleganță LMK 2019. Premiile vor fi înmânate de Mihălu Șanelis și Eșanu Ștefan, deținători acestor titluri în ediția din 2017.
Mister Eleganță, LMK 2019, este Grecu Șerban! Miss Eleganță, LMK 2019, este... Costânceanu Ina! Este timpul pentru a face cine s-a clasat pe locul al treilea. Îi invităm în scenă pe Gului Mădălina și Cordilă Radu, deținători acestor titluri în ediția din 2017. Pe locul al treilea, în clasamentul băieților, se află... Bejan Ștefan! Fata de pe locul al treilea este... Beca Teodor vor premia ocupanții locului al doilea în calitate de câștigători ai acestor premii în ediția 2017. Ocupantul locului al doilea este... Grecu Șerban! Al doilea este... Chirilă Sofia! Momentul cel mai așteptat din această seară a venit. Să vedem care este decizia onoratului nostru juriu. Îl invităm în scenă pe Mister LMK 2017, Eșanu Ștefan! Haide, Delia, spune-le! Credeam că știi tu! Mister LMK 2019 este... Sultana Deli! Avem și un Miss? Va fi înmânat de către Miss Boboc LMK 2017. Borza Denisa! Titlul de Miss Boboc LMK 2019 îi se acordă... Cine credeți? Cine? Miss Boboc LMK 2019 este... Ionel